Bulevardele și străzile din Franța au fost invadate de iubitorii fotbalului care au sărbătorit câștigarea turneului final. La fel și cele din Croația, dar aici, în țara lui Rakitic, Modric și compania, iubitorii sportului rege au plâns de tristețe. Aflați la Câmpul Lung, într-un stadiu de pregătire centralizat, componenții lotului olimpic de lupte greco-romane au vizionat finala Cupei Mondiale acasă la antrenorul Anton Arghira. Pictați pe față în culorile Croației, sportivii au avut trăiri diferite pe întreaga durată a jocului. De la agonie la extaz și apoi din nou la agonie, pentru ca spre final, la scorul de 4-2 pentru Franța, să recunoască superioritatea echipei Le Bleu și să primească înfrângerea cu demnitate. Suntem la o fripturică, da, uite, întoarcem pe partea cealaltă. Croația a fost învinsă, dar sunt niște învingători. Croația is a winner. Even second place in the world, it's a very good place. This is true. For a country of 4 million people, it's enough.